conform scenariului exercițiului, pilotul unui aparat de zbor cu 20 de pasageri la bord în urma unei defecțiuni la motor a încercat să execute de urgență o aterizare forțată pe aerodromul din localitatea Gârnița. Manevra nu a reușit, iar aeronava s-a prăbușit într-o zonă împădurită de lângă Prunișor. La impactul cu solul, motoarele s-au autoaprins. Dispeceratul ISU Mehedinți a fost informat operativ de către Centrul de Coordonare Romața privind producerea evenimentului, fiind pus în aplicare planul roșu de intervenție. Forțele din teren au acționat în sistem unitar, sub coordonarea comandantului acțiunii de la fața locului. A fost identificat locul incidentului, au fost declanșate operațiunile de căutare pentru salvarea și protecția supraviețuitorilor accidentului de aviație, pentru acordarea asistenței de specialitate victimelor la locul accidentului, precum și pentru transportul acestora la unitățile de spitalizare. Aeronava, de asemenea, va fi marcată tot corespunzător cu coordonate. De asemenea, prin acțiunea de astăzi, vom verifica modul de deplasare a forțelor după coordonate și în același timp transmiterea către comandul acțiunii unde, locul unde se află și unde practic execută cercetarea și căutarea, astfel încât statul major și grupa operativă constituită la nivelul exercițiului nostru să pună pe artă și să determine exact dacă este corectă sau nu este corectă cercetarea, astfel încât să poată să solicite forțe în sprijin sau să dirigeze exact către coordonatele primite de la Romața. Acest exercițiu are ca scop antrenarea tuturor forțelor participante pentru reducerea timpului de răspuns în cazul acțiunilor de limitare și înlăturarea efectelor unei situații de urgență, dar și perfecționarea deprinderilor în ceea ce privește organizarea și conducerea acțiunilor de intervenție în situații limită.